Seara! La mulți ani, Delia! Mulțumesc! Ai primit 31? Da. Nu mai sunt vremurile care erau. În 1982 era altceva. Dar imaginați-vă mai înainte de 1982. Nu când eram noi copii, ci când erau părinții noștri copii și înainte de părinții noștri copii, bunicii noștri copii și înainte de bunicii noștri copii, străbunicii noștri. Adică alte vremuri. Altă lume. Femeile erau altfel. Bărbații mergeau pe călcâie. Și mă umblau bărbați. Asta e. Mers de bărbat. Pe călcâie. Prin colb. Știți ce la colb? Praf. Praf, noroi, nu? Așa. Străbunicul venea de la treabă. Așa călca, în colb. Nici nu avea curaj, colbul să ridici. Cum să lucră? Intra în curte, nu punea mâna pe poartă, nu punea mâna pe nimic, se deschidea poarta. Asta era respect. Să nu mea respect. Mergea în casă, nu mișca nimeni. Nici muștele o mișcau. Stătea musca sus, nici nu bâzea. Străbunicul era căsătorit cu străbunica. Străbunica, o femeie... Nu știu dacă o știa străbunicul, că nu era ca în ziua de azi, tot timpul, te iubesc, că tot cum nu era treaba asta pe vremea. Dar n-avea nimeni curaj să vorbească cu străbunicul, n-avea nimeni curaj. Era casa lui, atenție mare, casa lui. A cui e casa asta? Avea cineva curaj să-l întrebe? A cui e casa asta? Era a lui, clar. Ca acum. A cui e casa asta, mă? E a ta iubire. Străbunicul avea la el un bici, știți ce e la bici? Bici este o bucată de sârmă și cu o gumă la capăt. Și îl ținea așa cu mâna. Și guma și sârmă. Dacă îl supăra cineva, dădea drumul la gumă. Ce urma? Te gumea. Dormea cu biciul peste tot. Dormea cu biciul în pat, stătea cu biciul la masă, mergea cu biciul pe stradă. Peste tot era cu biciul la el. Putea să-i spui, Sanovă bici, putea să-i spui. Adică nu era nicio problemă. Acum... N-avea voie nimeni să se miște pe lângă străbunicul, era regulă, deci nimeni nu mișca. Păi străbunica avea curaj să apară în fața lui străbunicul? A apărut o dată străbunica în fața la străbunicul. Când apărea numai așa stătea. În caz de să supăra străbunicul, dacă îi da una, să fie pregătită. Numai... Aoleu, Mihai, exact unde nu trebuie să... Mulțumesc, mi s-a mai spus. Eu zic de 7 sezoane. Acum, toată lumea s-a întrebat cum s-a căsătorit străbunica cu străbunicul. Diferență mare între căsătoria de astăzi, căsătoria de atunci. Ideea este că străbunica a născut-o mama ei, a născut-o special pentru străbunicul. Era clară treaba. Nu eu se căsătoreau ca în ziua de azi. Se căsătoreau înainte de a se naște. Stătea tatăl ei și spunea, dacă e fată, o scoți. Dacă nu, o mai ții. Se hotăra genul. Dacă nu, dădeai drumul la gumă. Ideea era că după ce străbunica a împlinit 16 ani, cam acolo era, cam atunci se căsătorea la 16 ani, părinții lui străbunica i-au dat lui străbunicul dinainte o perechi de boi, o perechi de cai, capre, oi, găini, rațe, gâște și printre ele străbunica. Altfel n-aveai cum să o căsătorești, n-aveai cum. Trebuia să ai strategie, altfel nu se putea. Păi pe vremea aia era respect. Ai văzut în ziua des? Femeia umblă dezbrăcată prin casă? Pe primul lui străbunicu, când venea noaptea. Era noapte. Ce înseamnă noapte? Întuneric. Unde? În casă. Unde în casă? În toată casă. Și în beci era întuneric. N-aveau beci, dar era întuneric. Voi de mine. Până și întunericul stădea cu capul de el însuși. Dar
că nu vedea nimic. Deci, pe întunericul ăla, străbunica n-avea curaj să vină dezbrăcată. Mai fi dezbrăcată în pat? Îți face așa ceva, băi? Era rușine. Străbunica, ca să intre în pat cu străbunicul, se îmbrăca mai tic cu palton. Când o mângâia străbunicul, gest de mare intimitate. O mângâia pe nasturi. Asta era. Copiii erau altfel, nu ca în ziua de asta. Adică erau mai, nu aș putea spun cuminți. Că nu erai cumint, erai obraznic. Dacă n-apărea tata, gata. Băi, atât. Deci auzeam bă, odată la lună, cam atât. Sau să uita. Ideea este că era diferit și altfel te odihneai. Adică era liniște, era în ziua de azi. Nu aș putea să mă plâng că nu dorm, dar visez vise alb-negru. Alea nu sunt vise. A ecografie. Le mai visez și în altă limbă. Deci îți dai seama, au subtitrare. Păi ce somn e ăla? Eu mă odihnesc sau citesc? Visul meu e vis fără sunet. Fără sunet. Pentru că, cum fără sunet? Să ai ceva pe fundal. Să ai o chestie pe fundal. Să ai... Imaginația n-are... N-are imaginație. Am o pisică care e mai deșteaptă decât imaginația mea. Face gargară cu brânză, după care stă cu gura deschisă în fața găurilor de șoareci. Dar tot ce am în jur e aiurea, adică am și un câine. E un câine cu minte, care nu are nimic, care normal trebuie să-mi inducă somn. Dar e cu minte, dar are față de cerșător. Ai văzut câine cu față de cerșător? Ies cu el pe stradă și când vine acasă are 30-40 de lei la el. M-am gândit să merg undeva la un tratament. Și am mers la o clinică privată. Mi-a zis un domn de acolo, bărbat bine. Se vedea clar, clinică privată, bărbat bine, noi. A, vorbesc și altfel, nu... Cum vreți că ăștia care sunt la stat. Ăștia dai la pace cu ei. La privat, e privat. Uite, ca celul așa. Zici că e injuriu. Și el zice. O să treci mai întâi. Știi că e clinică privată, nu? Treci mai întâi pe la domnișoara, care o să-ți pună un set de întrebări. Să vedem ce boală îți permiți. Genial. Da, asta e... Gluma sezorului. Ok. Să facem un tratament, m-am gândit. Cel mai bun tratament? Să mergi pe undeva, unde e soare, unde e vara, mare, a? Mintea mea zice, vara, prețuri mari. Merg toamna. Toamna, prețuri mai mici, dar și hotelurile, le-ai văzut? Hotelurile amărite, deci. S-a amărit. Au ajuns hotelurile într-un hal de... A ajuns hotelul să fure prostoape de la clienți. Am mai las-o. Ajung la mare. Înainte să mă cazez, vorbesc cu recepționistul. Recepționistul, cred că din cauza că avea atâtea nopți nedormite, avea niște pupile atât de mari, nu-i se vedeau cearcănele. Băi! Ăsta nu te pui. Am comandat o cameră la parter. Și el zice, și care e problema? Pe la etajul 6 mi-ai dat. Și care e problema? Stai la 6-lea parter. Care e treaba? Nu te cerci cu ei. Am plecat de acolo, de la hotel. M-am dus la o terasă să mănânc. Am comandat o ciorbă și a început ploaia. Mamă! Dar turna, torențial. Mi-a trebuit
3 ore să mănânc ciorbă. Mai greu. Vai, genial. Dacă mi-a plăcut ceva în viață, recunosc. Mi-a plăcut să mă distrez. Și am chiar fost acum ceva timp în urmă la discotecă, am compus și o piesă. Am intrat la discotecă și vreau să vă o cânt special. Delia, cu ocazia zilei tale. Asta am te așteptat. Cel mai bine agăț când sunt la discotecă, toată lumea mă cunoaște și îmi face boteca. O, mama, mama, ha, pe cine am ochit? Am luat-o de mână și cu ea am ieșit. Așa am ajuns odată cu bucata ca să scot și băutură și mâncare pe masă. Când m-am dus ca să aprind lumina, să văd mai bine, a zis, lasă, lasă, fără dragă, mi-e rușine. Aproape că nici nu ne-am atins de mâncare. Era ceva rece, cred că niște sarmale, însă pielea ei e caldă, m-a cam băgat în boală. Și atunci, pe loc, sănătate, am scăpat și eu de soale. A urmat un super sex, mai ceva ca niciodată, iar dimineața m-am trezit cu o față mirată, că fata aia care de-am adus azi noapte acasă era bunica ei cu dantura pe masă. V-am zis de somn, pentru că întotdeauna există o problemă cu somnul, în sensul că cam toată lumea spune la fel. Mă duc la culcare când nu mi-e somn și mă trezesc când mi-e somn. Așa că aveți grijă pe unde dormiți, cum dormiți și visați bani. Dacă visezi bani, lucrurile sunt bune. Cunosc pe cineva care are portofelul cât de Baraua. E atât de bogat încât are șofer și șoferul lui are șofer. Și a permis omul să-și facă o căsuță, o căsoaie. Păi ca să ajungă de la bucătărie la baie, ia taxiul. Asta e om care își permite. Își permite, dar din moment ce nevastă sa și-a pus parchet în cadă de baie. Mulțumesc. Ai fost mâna spectacolului. Cum să ne-am avut turneu cu Dorotea de-a mea. Ca să vezi. Of course. Thank you. Iute, ce fețe aveți. Ca și cum l-ați auzit de femei. Femeia este diferită de noi în sensul că ea are ceva care seamănă cu noi. Cap, nas, urechi, mâini, picioare. Dar are altă opinie. Dacă, de exemplu, pentru un bărbat, cum e, mă, nevastă ta? Deșteaptă. Întreabă pe ea, cum e bărbatul tău? Bolovan. Clasic, bă. Noi, bărbați, avem felul nostru de a ne comporta. Femeile sunt mai ginga și mai drăguțe, mai... Noi când ne întâlnim unul cu altul, noi deja... Salut, băi, ce faci, băi, cum mă merg, băi? Și se întâmplă de multe ori să faci treaba asta chiar în fața unei femei, știi? Să nu-ți dai seama că faci asta. Nici nu-și cer scuze. Nici nu-și cer scuze. Ea zice, poate se aranjează. Ăsta poartă papionul în altă poziție. Asta e. Dar noi și când ne despărțim, ne despărțim unul de altul. Salut! Ne vedem data viitoare. Toate cele bune. Asta din cauza că nouă ne place să ne verificăm intrările și ieșirile. Ăștia suntem noi bărbați. Nu o să vezi și o femeie că face o mâncărică de cartofi și zice, vrei să guști? Pe femeie o poți cunoaște într-un singur fel, dacă stai în casă cu ea. Dacă stai în casă cu ea, o cunoști. Știi lucruri care ea, de exemplu, nu le-a făcut niciodată. În prezența ta, dar le-a făcut în prezența ei. Și sunt în casă cu ea, afli niște lucruri care nu le știu până atunci. Eu nu știu că femeia e disperată după praf. Uleu, cât praf, fai de mine, cât praf, fai de mine! Femeie, potolește-te, că dacă te potolești tu, se potolește și praful. Când intră femeia în casă, să te uiți la ea. Dar până să te uiți la ea, uite la praf, să vezi praful e sus, de spaimă. E stresat, praful e stresat. Când a plecat femeia din casă, praful se destresează și se așează. Atunci trebuie șters. Știu că praful e prietenul bărbatului.
dacă lași o sticlă care are fundul rotund, o lași pe o masă, să depune praful, iei sticla, noi nu avem memorie să știm de unde am luat ceva. Ai luat sticla și se vede un cerc. Deci știi de unde ai luat. Că dacă vine turboșenia și șterge praful, s-a terminat. Rămâi cu sticla mână toată viața. Pe de altă parte, femeia are replică pe care... Noi bărbații nu avem. Noi bărbații nu avem replici urâte. Nu. Femeia... Femeia are o replică urâtă. Fii atent. Mâine facem curățenie generală. Doamne ferește! Știi ce înseamnă curățenie generală? Înseamnă că nu mai găsești nimic. Asta e! Dar cine găsește? Ia. Cât timp? Toată viața. A cui? A ta. Am lucrat toată până târziu. Am venit mai târziu acasă. A venit mama ei la noi și a făcut curat. Mai ex-a e foarte bună în curățenie. Doamne, doamne. Când o vede covorul, face... Am zis covorul numai când o vede. Aspiratorul nu mai merge, pentru că s-a luat la întrecere cu aspiratorul. Nu știa ce face soacra în patru labe pe covor. Vrea să-i arate cum să trage. A doua zi a găsit aspiratorul la ușă. Ce faci, mă? Plec. Cum să pleci, mă? Păi mă chinui, nu se poate. Important este că a venit târziu acasă. A venit târziu. El îi terminase în curăția generală. Eu am venit, am intrat în casă, n-am mai cunoscut locul, mi-am cerut scuze, am plecat. Trei zile mi-a luat până mi-am convins prietenii, bagă cheia, nu știu, să vezi că ăla e apartamentul tău. Astea sunt lucruri, după părerea mea, sunt lucruri mai mărunte, așa, mai adevărat. Un lucru care nu-mi place este că, măi, dacă eu urăsc ceva, atenție mare, eu urăsc ceva, băi, ție nu poate să-ți placă ceea ce urăsc eu, măi. Uite, așa e. Femeie îi place ce urăsc eu. Dar urăsc, urăsc. Ea nu mai poate de plăcere. Face terapie cu ce urăsc eu. Îi zice cumpărături. Mergi cu mine la cumpărături? Normal că îi spune nu. Cum spune, ce am înnebunit, cum spune, nu. Dar nu zici. De ce? Păi tot cu ea stai după. Că atunci nu o să spui nu. O să spui... Da, asta e un răspuns bun. M-am îmbolnăvit. Sau mai bine mori, brusc, atunci ai scăpat de cumpărături. Nu mai ai nicio treabă, e clar. Fii atent ce faci. Are nevoie de acceptul tău să spui da, că mergi. Dar tu nu o să spui da niciodată. Uite așa, nu spui da. Nu o să spui da. O să spui da. Nu o să spui da. Uite așa. Ține zâmbetul, ține zâmbetul, ține zâmbetul. Știi cum sunt eu în fața nevestei? Plasmă, telecomanda-i la ea. Schimbă canalul. Dar femeia vrea să mergi cu ea la cumpărături. Cum? Fii atent aici. Femeia-i deșteaptă. Femeia-i deșteaptă. Femeia-i deșteaptă. Femeia-i deșteaptă. E atât deșteaptă femeia că dacă am comparat-o cu noi bărbați, noi nu existăm. Numai femeia există. Deșteaptă, deșteaptă. Dacă n-ar fi femeia, planeta asta ar fi așa, fără strălucire, fără delicatețe, fără gingășie, fără... Am fi numai noi, bărbați. Ne-am uitat unul la altul. Foci. Foci plin de păr. Ea vine acasă chitită să obțină da de la tine, din gura ta. S-a prins în nod. Ce creează? Diversiuni. Deci femeia vine acasă și creează diversiuni. Fiecare cameră e camera ei. Vocea ei e în fiecare cameră. Vocea ei e în fiecare cameră. Tu stai relaxat. Ai vrea să stai, tu stai relaxat. Ia, spuc. Ce e?
Ți-am spus sau nu ți-am spus de câte ori îți cade din gură pe parchet? Sau scap ceva, vreun lichid, să iei să ștergi imediat? Altfel nu mai găsim parchet la fel. Ți-am spus sau nu ți-am spus? Din altă cameră. Ți-am spus sau nu ți-am spus să nu mai arunci chiloții, maieurile, cămășile sub canapea, sub fotoliu, pune-le în mașina de spălat sau în coșul de rufe. Ți-am spus sau nu ți-am spus? Din bucătărie se aude. Deja nici nu mai știi ce-i cu tine. Se aude din bucătărie vocea ei. Spune-mi și mie, de ce crezi tu că am lăsat eu vasele în chiuvetă timp de 3 zile? Să se moaie? Și ea continuă. La un moment dat vine în spatele tău, tu habar n-ai, chiar vine tiptil, e tiptilistă, vine și zice. Mergi cu mine la cumpărături? Și la un moment dat zic, gata, s-a terminat, mergi cu ea la cumpărături. Așa am ajuns cu ea la cumpărături. În față la mol, ea prima, eu în spatele ei, că în cazul care se răzgândește să ajung prima acasă. Face primul pas, ia, face primul pas, intră în mol, uite așa. Și zice, voi, ai văzut, mă? Eu n-am știut că trebuie să văd. Acum trebuie să văd. Dacă la sfârșit de lucrarea de control, ce mă fac? Hai să mă uit. Acum sunt atent, face al doilea pas. Doamne, ai văzut asta, mă? Ai văzut? Voi de mine. Măi, n-am văzut nimic. Dar ea vede tot. Mi-a intrat frica în mine. Asta vede în 3D. Doamne, ferește. A intrat frica mine în momentul în care am văzut celelalte prețuri. Prețurile mari făceau cu mâna. Uite așa făceau prețurile mari cu mâna. Aleu. A început să mă mănânce pielea. Când m-am uitat la ea, ea deja avea 3 coșuri. 3 coșuri pline. De unde? Când? Eu am crezut că nevastă mea, înainte să intre în magazin, are mâini. Nu. Are scaieți. Totul s-a agățat de mâine, uite așa, tot. 3 coșuri pline, scaieții plini. Măi, te uiți, dar cât reziști? Chiar cât poți să reziști? Băi, dar tu îți faci joc de mine? Ai impresia că a venit aici să mă faci de bagiocuri la toată lumea? Vrei să te calc în picioare aici? Și ai impresia că banii cresc așa în copaci? Eu scutur copacul, iau banii, ții dau ție? Aha! Ai impresia că banii crească în pământ? Iau lopata, bag lopata, scoap banii, îți dau ție? A? Vrei să mori aici? Vrei să mori călcată în picioare de mine, băi? Cam asta am vrut să-i spun. Mulțumesc.